Ediția Indagra din acest an mi-a oferit ocazia de a participa la o degustare de lapte ce l-a avut ca invitat pe Bas de Grot, primul somelier de lapte din lume. Avem un curajos, Patricia? Just come. I'm not scary. Hello. Nice to meet you, boss. Patricia tocmai s-a alăturat invitației noastre. A făcut cunoștință cu Baz și în urma întâlnirii cu el am înțeles că fiecare mostră de lapte este unică. Fermier olandez, pasionat de agricultura ecologică, Baz susține că laptele este o băutură vie, complexă și de o mare diversitate. Fiecare pahar degustat este o experiență în sine. Procedura de degustare începe ca la vin, rotind ușor paharul pentru a sesiza culoarea, aspectul, consistența și ceea ce se remarcă este desigur conținutul mai mare sau mai scăzut de grăsime. If you just swirl it like this, waltzing, swirling. There's a different way out going down on the glass. În momentul în care se agită produsul în pahar, la final rezultatul este un rezultat diferit, după cum se poate observa pe pereții paharului. Un lapte voluptos își va lăsa amprenta pe pahar și se va scurge mai greu, în timp ce un lapte slab nu va lăsa urme consistente. This one is really the one that's really going to get out of everything. This is more white, it's also a bit yellow. If you put it in this tree in a good order, it would be like this. White, more yellow, more dark yellow. But also what you can do is that you try to, there's a good light over there. How much light is going through to the milk. Un alt criteriu pe care Bas îl evidențiază acum este transparența produsului, cât de mult penetrează lumina paharul și produsul în sine. După acest gest, în care ne-am lăsat impresionați vizual, a urmat încântarea olfactivă, trecerea ușoară a paharului pe sub nas pentru a descifra primele impresii. Ceea ce am remarcat la prima probă, diferit de celelalte, a fost mirosul extraordinar de plăcut și foarte persistent. Pentru mine, aceasta a fost cu siguranță cea mai surprinzătoare și marcantă senzație de la această degustare. This smell like cake. Okay. Primul lapte are un miros de prăjitură, spune Patricia. Nice smell. Acum să vedem și părerea expertului. But this one has really smell. This one almost none. Acest pahar aproape că nu are miros. Yeah. I understand that you say cake. Sometimes it's only one time that I had it. I smell grass. O singură dată în experiența lui Bas a simțit miros de iarbă în lapte. That was a really nice smell. Sometimes I smell cream. That's also nice. Or almond. Uneori mai simte miros de smântână, alteori de migdală. And sometimes I smell bad cheese. That's not true. Și uneori o brânză de proastă calitate. And then it's just like wine. Just try to etapa digestivă, to smell it. Aroma și degustatul. And what's really interesting about milk in general is that most milk from a package, the pasteurized one, has no smell. None. Un lucru foarte interesant legat de produsele din comerț pasteurizate este absența mirosului. If you have raw milk, there can be smell. Sometimes really really heavy smell. În cazul laptelui crud, lucrurile sunt diferite. Există un miros, uneori este chiar destul de pronunțat. Stop. Okay, first we can smell it. And what we do the first time is that we don't want to really focusing on the flavor, but we want to focusing on the route that the milk is going to go in your mouth. Shall I explain it? First you have your first impression of the taste, the flavor, then you have your head impression of the flavor, and you have your after drink. And it's also interesting how much time it take on which part, and also where you feel it on your tongue. Yeah? Așadar, poți explica care ar fi procesele în momentul în care deguști un lapte. Există un proces cumva asemănător parfumurilor. Există trei note. O notă principală, o notă medie și o notă de bază. Important este nota de bază care rămâne la final după degustarea laptelui și de asemenea și timpul care se scurge între toate aceste trei faze, să zicem.
Aici este povestea. Exact în acest moment, fiecare lapte creează pentru fiecare persoană alte conexiuni. If you want to describe this one, I will describe the second one. What do you experience? Patricia va prezenta mostra numărul 1, experiența ei de degustare. Nu fac diferența între un lapte fiert și un lapte nefiert. Este un gust foarte plăcut, foarte dulce. Pentru că am avut privilegiul de a gusta alături de Bas de Gros din fiecare mostră de lapte, aș putea să spun că am și un clasament. Însă prefer să-l păstrez pentru mine, pentru că, în esență, fiecare pahar a spus povestea lui. You experience the burning parts. Procesul de pasteurizare și sterilizare cumva influențează și duc la absența unui miros pregnant la nivelul laptelui. Total different taste. Also... Da, e o experiență diferită. Mi se pare un lapte mai gras. Asta cu siguranță se vede și pe pahar și poate că m-ar duce cu gândul la gustul de smântână. Aroma laptelui provenit de la cele 5 ferme diferea oarecum, însă savoarea lăsată după înghițire a fost plăcută în toate cele 5 cazuri. M-am bucurat că am avut ocazia să conștientizez diferența de culoare, de consistență, de gust, aspecte pe care nu m-am gândit niciodată să le analizez. Și acum să vă spun sincer, de când l-am cunoscut pe Baz, miros și gust laptele cu mult mai multă atenție. Este un joc pe care îl fac în speranța că de fiecare dată voi descoperi alte note, arome. După acest exercițiu, care personal m-a încântat foarte mult, pot să vă spun și mă adresez acum fermierilor că ar merita să vă analizați laptele, să-i lăsați și pe alții să o facă, iar impresiile să le scrieți. În felul acesta se va naște o poveste unică a laptelui produs în ferma voastră. Apoi, folosiți-vă de oamenii care au experiență în marketing și lăsați-i să vă promoveze profesionist.